Astăzi vă prezint echipa fotbalistilor care nu și-au atins din păcate potențialul Haideți să vedem, nu uitați să de like și de subscribe înainte de a vă prezenta această echipă. Sper să iați acest experiment super și chiar sunt tare curios până unde se va duce în acest sezon această echipă. Am pus-o și în grupele Champions League, o să zic și mai detaliu grupa. până una alta, mi se să până la FCSB, s-a gândit Gigi pe Cali, bă, hai boi. mă gândesc eu, bă, iau jucători, bă, care au fost maker odată, n-au ajuns și maker o acolo cum erau ei. Dar au fost mici bă, și aduc aici la noi În Liga 1, frumos, staga, paca, să facă treabă bună. Avem, în poartă. Bun, bine, acum, sincer, o să fiu subiectiv, asta este părerea mea. Jucătorii care nu și-au atins asta este părerea mea, acum nu știu ce părere aveți și voi. Scrieți în comentarii dacă echipa este bună, dacă mai era cineva care ar fi putut să fie, dar vreau frumos să-mi scrieți dacă ar fi putut să fie și în FIFA. Pentru că mai erau câțiva jucători pe care am vrut să-i bag, dar nu era un FIFA, nu existau și n-am avut uh, ce să fac. Bun, avem în poartă, începem cu portarul. Gianluigi Donnarumma, care din câte, bă, din câte zic eu, de când a plecat de la Milan, nu știu, la Milan, cred că dacă la Milan se ducea pe lor echipa așa, nu mai bună ca PSG-ul, care a, avea are o tradiție, bă, nu știu, PSG-ul nu ți inspira acolo tradiție, nu știu cum se este, nu ți inspiră tradiția și 87 overall l-a ajuns la PSG, într-adevăr, e printre cel mai bun portar din lume, într-un fel, dar nu e cel mai bun, cum să zici, bă, cum se aștepta lumea să fie, bă, el o să ajungă cel mai mare portar, nu știu cum, la 16 ani juca prin Italia sau pe la câți ani juca, adică Acum te aștept să aibă undeva pe la cel puțin un 89-90 overall, nu 87. Și chiar zic că a mai scăzut, nu s a menținut acolo apogeu pe care zic că nu prea l-a avut. Asta e sincer părerea mea. După avem fundașii central că cu trei fundași, avem Kirikes, Maguire și cum Titi, toți 3 1 și 1 și Chiriches, zic eu, a fost na, din ultimul, deci nu zic a fost bine cea mai bun jucător român care au a jucat, are meciuri multe în seria, adică să fii serioși. Chiar dacă mai face greșe prea națională, trebuie și în bătrin, dar a fost bun, a fost bun, dar eu zic că putea și mai bine. Chiar putea mult, mult mai bine. Chiriches, din păcate pentru noi, asta e. N-a putut să-și atingă potențialul, părerea mea. Um la fel și el, eu zic eu, că era bani la început, acum câțiva ani, Umtiti era bombăro, de adică câte țin minte parcă să zic că a avut o accidentare rea și de nu și mai atins potențialul cred Maguire na Maguire cred că din cauza presiunii mai mult că a fost cel mai scump fundaj din lume da după nu n am mai restat astea dar îl pune n-aveam cum să-l pune pe Maguire totuși să fim serioși după avem pe Stanciu, care s-a cam plimbat pe toate continentele și cam a fost cel mai bun de la echipa sa pe tot unde a fost dar nu a fost și el într-un campionat de top. N-a ajuns la o echipă de top și eu zic că ar merita, adică ar face față într-un fel. părea dar nu poți să zici că te atingi potențialul dacă nu ești promă într-un campionat de top sau la o echipă de top, zic eu. Dar până la urmă tot e un jucător bun, e cam bine mai bun din echipă. După avem pereche cu el în, la mijloc, Renato Sanchez, care dacă țineți bine minte acum câțiva ani în FIFA era spuma spune și nebuna cap... Acest jucător s-a jucător mare de tot la mijloc, dar din păcate nu, nici el n a putut să treacă de, de faza asta. Asta a rămas la 78, din păcate Renato Sanchez, pe dreapta Asensio, care totuși a câștigat League-ul, putem spune că și-a făcut acolo uh, visul cum s-arice, dar eu zic că putea să fie un jucător mult, mult mai, uh, mai mare. Deci aici în detaliu unimar care e pe partea de altă. Și acum, na, poate, nu știu, depinde acum, este, nu știu, să împăiești și părerea la Eu zic că nu și-a atins părerea lui Neymar. Acum este părerea mea. Chiar dacă e considerat și acum te să te cași pe tine dacă tu nu poți să spui că Neymar e al treilea cel mai bun jucător din generația asta. Sau generația care a fost cel puțin. Deci n-ai cum să nu spui treaba asta. Și o zic că și deci dacă nu avea atât de multe accidentări și nu era, nu știu, parcă era mai mult cu capul la joc, dacă era mai mult cu capul la joc. părerea mea ce puțină că era peste Messi și peste Ronaldo fără îndoială. Nu știu cum de exemplu cum ar fi trebuit să fie și Ronaldinho, peste mulți alții. Dar asta e, ăștia jucătorii care au foarte, foarte mult talent, le lipsește altceva, le lipsește altceva dacă știți știi ce zic, le lipsește altceva din păcate. După avem pe Dele Ali care putem spune că a avut cam aceeași problemă ca Neymar numai că mult, mult mai grav zic eu. Uh, nu știu, a scăzut foarte, foarte mult de la și era considerat de cei mai buni jucători din lume la un moment dat. Chiar a scăzut mult de tot, adica e efectiv mai slab uh, decât Stanciu. Bine, Stanciu nu e slab, dar zic așa. E cât Hagi. O să voi mai întâlnit despre Hagi. Dibala pe stânga Ai zice că și Dibala Putea mult mai mult și totuși Cred că încă avea o șansă Dibala Să-și să revină Mai are timp, dar Nu știu, zic că putea mult mai mult Dibala Poate și din cauza că a fost a stat un pic În umbra lui Messi Să zicem la Juventus când a avut el perioada aia de gloria A stat în umbra Ronaldo și la Argentina în umbra lui Messi Adică foarte greu să Fii cel mai bun de acolo Dar am zis să-l bag în echipă în fața lui care știm cu toții că putea să ajungă mult, mult mai sus. El încă e bun, dar nu aș îmbătrânit asta e. Din păcate pentru noi. Nu poate mai rezerve Ianis Haji, care... Bai că îl băgăm totuși în locul de la Ali să pară așa mai... mai interesant. Știi ce zic? Să fie așa mai... Mult mai interesant. Așa merge să jucăm. Nu merge. Asta e. Dacă cu o Colea, Jucăm cu Hagi, right winger. Nu vrea, nu-i scade lui Hagi. Asta dar vreau cu Hagi să fie aici. Vreau Hagi să fie acolo. Zic eu că, bă, și el n-a ajuns la potențial, dar mai are timp. Chiar dacă acum la ala aveți, nu, trebuie să recunoaște, n-a avut un sezon foarte bun. Și totuși, e o presiune foarte mare, bă, adică, bă, să fim sincer, bă, ce... ce prea, prea mult, adică foarte mulți români, bă, dau cu noroc cu el, în el și să nu uităm că el ne-a adus calificarea la Euro. Să fim sinceri, el a adus calificarea României la Euro cu golul ăla. Pa da și golul ăla cu Germania, de atunci s-a cam dat un pic înapoi că a avut accentarea aia, dar ar avea timp, dar n are încă nu pot să zic că putea să se atingă poziția. Nu. Eu chiar zic că putea să și atingă poziția de ce puțin un an, doi. Cam așa. acesta avem el Sarau și el Jucător de fi mai bun, Iota, de Budescu nu mai spunem, Băluță, l-am lăsat la echipă p -p -p și pe banțuri și pe Vlad, Ganea, și și ok. Asta e echipa noastră, vă arăt și grupa de Champions League și chiar sunt tare curioși ce o să facem. Bun, standings, avem frumos Champions league -ul. aceasta este grupa de Champions League, Sevilla, Arsenal, PSV și cu noi FCSB. Eu zic că ar avea cât de cât șanse să treacă. Chiar sunt tare curios bun. Simulăm până la final și să vedem ce face echipa jucătură care nu și-au atins potențial. Bun, și asta e de ce a făcut echipa jucătură care nu și-au atins potențialul. lui a faptul că nu mai stă la vede. dar tin deci și voi că te da afară dacă nu stai pe echipă și n-ai modul activat. Avem foi de viața mea la 22 de puncte. La 22 de puncte de locul 2. Bă, vă dați seama pe la câte puncte. La 20 de puncte au fost așa. 22 de puncte de CFR. Incredibil. Păi, total au dominat. Ia sa edem și cupa. Cupa. Oh, ce cupa am avut. CSU vs. FCU ce CSU la penaltiuri. E o cupa din asta. Mi-aș dori o să văd în vețelă. Chiar ar fi bomba rău. Dar steaua... Echipa gen. Ia bă, s să mor tu că te bate oțilul. Ok. În Champions League avem Dortmund cu City. Interesant. Interesant în Champions League. Să vedem. Steaua trece de grupa asta. A trecut. A trecut de grupa asta. Păi ce s-a întâmplat aici? A, da, de Bayern München. Păi da. Totuși. Da, măcar echipa asta. Totuși, încă echipa de Champions League cu jucători care nu și-au atins potențialul. Deci e bine. Eu zic că este bine. Bun, ne uităm frumos și la jucători ce au făcut. Team Stats. Ne uităm aici frumos la fece FCSB. Vlad nu are nicio apariție. Să vedem ăștia care n-au jucat deloc. Sunt, sunt curios cine le a jucat Vlad și cu Gunnar. Sunt ok. Nu prea ne interesau. Avem. Golgetter, al echipei care nu s a atins potențialul este nimeni altul decât uh, El Sharawi și cu Dibala 23 de boabe amândoi și Asensio 20 de boabe. Ok, da, Dybala peste dos, 23 de gol și 14 asisturi. Bombă, rău, Paolo Dibala Bine, rău, după vine Băluță cu 5 goluri, dar ce diferență, bă. Ce diferență colosală! Diferență mare de tot! Pe bune, chiar diferență mare de 20 de goluri de bala Sensio, El Sharawi de la Li a jucat puțin 5 goluri, dar da la acolo Alibeca a jucat ceva 4 goluri, 2 asisturi Neymar joacă puțin, cred că iar a fost accenta Neymar doar 19 meciuri, 20 de meciuri Iota Stanciu, 31 de partide da, Bun, acolo a jucat binișor, vă de vrege, acolo e bine, rău, 40 de metri, Maguire, un um, Titi. Renato Sanchez, vreau să văd aici care a fost cel mai bun jucător, ce mai bun jucător, cum am zis, Dybala, cu un o conotă de 78. Average acolo, bine, după aia Asensio, El Sharaoui, Donaruma. s-a jucat bine, Dele Ali și cu Stanciu. Ok, Bine rău, Stanciu e pe aici. Bine, după vine Alibec, tripletă de români, Alibec și cu băluță. Mai bun, au mai bun Stanciu, Alibec și cu băluță decât Neymar, ca să realizați și voi. Neymar, Neymar, am știut de ce l-am băgat aici. Ianis Hagi, doar șase partide. Pentru Ianis Hagi, din păcate, foarte puțin a jucat. Budescu a jucat mai mult. Da. Ok. Măcar câștigă campionatul și optimile Champions, zic eu, zic că e bine. Chiar e bine pentru niște jucători care nu și au atins potențialul, unii mai au câteva șanse, dar acum, na, ce să faci. Deci, aici punem capăt la acest experiment. Eu zic că a fost destul de interesant să vedem ce ar face această echipă. Scrieți în comentarii dacă mai aveți astfel de episoade și chiar niște idei. Dacă aveți prin comentarii. Ha, eu v-am pupat, și vă spun la revedere. Ceau!